Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta un dolar heptagonal emitent Jamaica pe perioada reginei Elisabeta II. Monedă de circulație standard între anii 1994-2008, compoziție oțel placat cu nichel, greutate 2,9 grame, diametru 18,5 mm, grosimea 1,6 mm, formă curbă echilaterală heptagon. Orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers se află stema Jamaicii, valoarea și anul monedei. Și înscrisul Jamaica din multe persoane, numai unul. Pe verso se află bustul lui Alexander Bustamante cu chipul în față și înscrisul The Royalty Excellent Sir Alexander Bustamante, eroul național. Marginea este netedă. Această monedă este din anul 1995, are o valoare nominală de 0,64 de dolari și se poate cumpăra cu valori cuprinse între 2 dolari și 8 dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă rog să dați like și subscribe.